Se spune că toți oamenii te aud ce spui. Prietenii înțeleg ce spui, iar cei mai buni prieteni sunt aceia care înțeleg și fără cuvinte. Sau mai exact putem spune că un prieten este acela care știe să-și citească tăcerile. Nu vom vorbi despre tăceri astăzi, ci despre puterea prieteniei. Este îngrozitor să nu ai un prieten căruia să nu îi poți spune cât ești de fericit sau de trist. Așa spunea Panait Istrati. Despre valoarea acestei relații afective, despre o noțiune pe care o descifrăm din ce în ce mai rar, discutăm cu prietenie astăzi, cu doi prieteni buni și asumați și mai presus de toate declarați, Jeni Nicolau și Raul. Mă bucur să vă văd, bine ați venit în emisiunea Folclorul sub lupă. Bine, bine te-am găsit, suntem fericiți amândoi, că iată, este prima noastră emisiune. Așa, la început pare serioasă, știi, nu? Da, este prima noastră emisiune. A și fost introducerea, îți dai seama. Da, păi am urmărit-o și chiar mi-a plăcut foarte mult și este foarte adevărat ceea ce ai spus. Este prima noastră emisiune în această formulă. În formula prieteniei, care se găsește din ce în ce mai rar. Mai rar se discută despre sau o întâlnim. Formula, vedem în ce forma ei, pentru că și prietenia diferă în funcție de raportul dintre oameni. Dar pentru că sunt la început de emisiune, vreau să întreb, Raul, cum se zică, Raul sau Rareș? E ca și cum aș striga Folclorul sub lupă sau Etno TV, știi? Să te asociez cu locul în care lucrezi. Nu, poți să-mi spui. Tu nu ai nevoie de nicio asociere. Prietenii îmi spun că... Rareș. Așa. Prietenii îmi spun Rareș și ăsta e numele pe care l-am primit la naștere de la mama mea. Să zic ceva, mi-a plăcut foarte mult cum ai vorbit la început și mi-a plăcut ce ai spus referitor la prietenia declarată dintre mine și Jeni. E bine să strigi tare, să-ți strigi prietenia. E un lucru de care nu se bucură foarte mulți, pentru că nu știu dacă oamenii au învățat sau sunt suficient de pregătiți să fie sinceri cu ei, în primul rând, și cu cei din jur. Oamenii își pun limite, își pun și dispare prietenia, sau ceea ce numesc e prietenie este orice altceva în afară de prietenie. Și atunci prietenia, să zicem așa, ar fi foarte greu de explicat, nu se învață în școală. Cum ai defini-o? E adevărat că e floare rară, aminteai de această sinceritate. Vorbeai de sinceritate, sinceritatea care e strict necesară prieteniei. Uite, o să-ți spun un lucru și Jeni știe lucrul ăsta și mă bucur nespus și o strig în gura mare acum, că mă bucur foarte tare că emisiunea de astăzi ne dă ocazia să fim împreună aici. Cine mă cunoaște pe mine ca artist știe foarte bine că eu cânt muzică de dragoste, că sunt o fire sensibilă și este foarte adevărat lucrul ăsta și rar sau puțin sunt cei care dincolo de imaginea asta pe care mi-o dă muzica pe care o cânt pot să mă vadă și altfel. Prietenii sunt cei care știu că eu pot fi și altfel. Nu ca și cum ar fi ceva rău, așa cum mă arăt la televizor. Dar nu cred că m-am lăsat descoperit sau nici măcar nu e nevoie să te lași descoperit, că un om care îți devine prieten, așa cum mi-a devenit mie Jeni, la Jeni n-a fost nevoie să mă las descoperit. Jeni m-a descoperit. Știi cum fiecare avem câte o căsuță a inimii sau o căsuță acolo, un locșor în căsuța inimii unde mă gândesc că poate chiar noi la rândul nostru vrem să intrăm foarte rar. Acum, potrivit experienței personale a fiecăruia, vreau să vă întreb această prietenie, cât s-a născut, pentru că sunt prietenii sau avem prieteni cu colegi de pe uliță, cu foști colegi de clasă, care sunt cele mai trainice prietenii, vreau să vă întreb, și când s-a născut această prietenie dintre Jeni și Rareș? Eu îl cunosc pe Rareș de cel puțin 20 de ani, de când eram producător la Etno TV, la emisiunea Cântăm Lăutare. L-am avut invitat de câteva ori, mi-a plăcut foarte mult și ca om. Am rămas așa într-o relație, ne vedeam sporadic și ne auzeam la telefon. Apoi ne-am întâlnit la ambasada Americii, am fost împreună când eu încercam să vorbesc cu engleză, în care toți rămăseseră șocați și el, fiind cunoscător de engleză, eu acolo la ghișeu, el lângă mine, eu încercam să explic cu mâinile în engleză. A început să râdă până am luat vizele, ne-am dus și am băut o cafea. Încet ne-am apropiat și Rareș și
Veneam mai des la Craiova pentru că avea treabă în zonă. Ne-am întâlnit de nenumărate ori și am plecat împreună în turneu în țară, în străinătate. Ne-am recomandat unul pe celălalt. Am început să ne cunoaștem. Rareș este... Eu am fost prietenul ăla care am suferit alături de el, m-am bucurat alături de el și care atunci când m-am uitat la televizor din pat, l-am simțit, i-am simțit emoțiile, i-am știut tracul. Deci există o frecvență care există între Există o frecvență, pentru că am gândit la fel, m-am lăsat purtată de entuziasmul lui, pentru că în turneu... În turneele din străinătate, el este cel care ne duce din terasă în terasă și nu ne lasă să stăm mai mult de 10 minute. Zice, uite, acum stăm la această terasă pentru că este foarte bine și în 5 minute după ce ne simțim bine, haideți să mergem, că nu, uite, bate vântul data trecută, mai este una aici în colț. Bun, Rareș m-a recomandat la câteva televiziuni la care nici nu visam să ajung. Singurul, unicul. Rareș și... m-a recomandat pentru unor impresari. Eu am făcut același lucru. La un moment dat ne-am și certat. Nu ne-am certat. Ba da, nu ne-am certat. Ne-am supărat. El s-a supărat, eu am suferit foarte mult. Uh-huh. Eram pe litoral și el mă propusese pentru turneul ăsta. Și el era cu niște gagici în mașină. În mașina lui superbă, el cu niște gagici. Ălea una mai frumoasă decât cealaltă. Eu cu bărbatul meu în urma lui. El a luat-o înainte și eu nu știam din strada principală cum să intru la Jupiter, Venus, pe undeva pe acolo. Așa. Și l-am sunat și am zis, bă, băiatule, întârzi! Și tu nu-mi spui. Și pentru faptul că am țipat, din momentul ăla n-a vrut să mai vorbească cu mine. Am mers la acela spectacol, a ieșit înainte, m-am dus să-mi cer scuze, n-am știut de ce. Nu să-mi cer scuze la început, să vorbesc cu el. Nimic, n-a vorbit cu mine, nu mi-a răspuns la telefon. Mi-a dat așa un răspuns sec prin mesaje, zic, te rog frumos, îmi cer scuze. Mi-am dat seama că am țipat la tine și el mi-a dat un mesaj sec, n-am chef acum, n-am timp, am și alte probleme. Așa. Atunci, eu am suferit... Asta a fost în 20 de ani cea mai mare problemă noastră. Da, dar eu am suferit atât de mult și ce vreau să subliniez aici, eu n-am încetat să-l iubesc sau să, din momentul ăla, să zic, gata, prietenia noastră s-a terminat. Eu, din momentul ăla, m-am gândit cum să repar și să-l fac să nu mai fie supărat și în perioada aia l-am recomandat mai mult ca niciodată. Dar nu ca să-i alăt eu că sunt grozavă, ci pentru că era de recomandat, pentru că, uite, te mai sună impresar și spun vreau să vin cu tare loc sau am nevoie de cineva. Și zic, un artist care merită să fie acolo este Raul, care cântă orice. Să știți că Raul cântă și muzică populară foarte bine, Raul cântă și mai multe genuri de muzică. În schimb, eu am fost ca o codoașă, așa, adică l-am cam înțepat pentru că nu mi-a plăcut ca nimeni să profite de bunătatea, de inteligența, de deșteptăciunea lui. Acum câțiva ani, atunci când a existat acest extrem de minor conflict, că nici măcar n-a fost conflict între mine și ea, chiar atunci aflasem, de ceea ce a început mai târziu, o serie de multe procese legate de permisul meu de conducere. Nu puteam vorbi cu nimeni, eram speriat, eram nervos pe toată lumea. Eram... Bine, ce spun eu acum nu e o scuză și nici nu, pur și simplu... Deci a venit peste tine o avalanșă de... Măi, dar nu puteam vorbi cu nimeni, nu aveam pe nimeni suficient de apropiat, cât în afară de avocata mea care mi-a ținut, m-a ajutat și așa mai departe și care, în momentul în care vorbim noi, nu știu dacă știi, sigur știi, pentru că am fost subiect de știri proaste vreo 5-6 ani de zile cât au durat toate aceste procese. Și m-au dat televiziunile de toți pereții. Raul, care a condus fără permis, care... ea știe cât mă stresam. Că m-au făcut recidivist, că uite că m-au prins, că eu nu m-am comințit și că iar am condus. Nimeni n-a știut adevărul și eu nu ieșeam la televizor să vorbesc despre asta. Acum ai putea să vorbești despre asta? Da, pot să vorbesc pentru că acum sunt... Liniștit. Liniștit. Vindecat. Știi că pe vremuri exista rovineta.
Așa. Chiar când a apărut rovineta, dacă nu plăteai rovineta, de la București până la Ploiești, te luam fiecare localitate cu oameni. În fiecare localitate. Da. Ce am pățit eu cu aceste procese? De fapt, și cum am ajuns să am un număr așa de mare de procese? Mie mi-a fost suspendat carnetul. Așa. Pe o perioadă de 30 de zile, în care eu nu am mai condus. Apoi, din oficiu, că s-au mai acumulat puncte pe la radare, pe la mama naibii să le ia, habar n-am, s-a prelungit suspendarea acestui permis. Încă vreo, prezesesc multe puncte, încă vreo lună sau vreo două. În perioada asta, eu aveam o adresă de buletin la care nu stăteam, o adresă de flotant. Așa. Și în științările de la poliție, că veneau s-a prelungit, la respectivă adresă. Nu știam că eu circul fără permis. Că eu credeam că am scăpat de cele 30 de zile. Mă oprea poliția din când în când pe stradă, de-a lungul timpului. Te legitimai, bănuiesc normal. Mă legitimam, mulți dintre ei mă cunoșteau, mai vedeau că un far nu se aprinde sau chestii absolut minore. Și îmi dădeau drumul. Mă lăsau să plec. Dar ei, oprindu-mă, trebuiau să implementeze opritul la sediul poliției. Când te duci și îl cauți pe cutare și pe cutare, vezi care permis suspend. A trebuit fiecare dintre cei care m-au oprit și care n-a sesizat pe loc că am permisul suspendat, a trebuit să facă proces, pentru că era datoria lor, înțelegi? Și uite așa, cu ajutorul avocatei, am reușit să-mi dau seama că am mai multe procese în toată țara și am plătit pentru ele cu vârșin de sat. Și bani, și stres, și nervi, și lacrimi, și suferința părinților mei care vedeau la televizor un om care, despre care se spune că intră în pușcărie și știam că nu se întâmplă lucrul ăsta, dar nu puteam să fac nimic. Una din încercările Este cumplit. Greșeala, nu pot să spun că n-am fost vinovat. Trebuia să fiu mai puțin neglijent și mai puțin indolent, să am grijă de anumite aspecte care par neimportante, dar chiar că sunt importante. Și uite așa, din cauza asta am suferit vreo 5-6 ani. Târziu am putut să vorbesc despre lucrul ăsta. Ea știe, ea s-a rugat pentru mine. Da, Jenny s-a rugat. O altă variantă este că prietenii trebuie să stea în rugăciunile tale. Iar tu în rugăciunile prietenilor tăi. Pentru că numai așa îl cobori pe Dumnezeu întotdeauna și lipești de suflet. Și numai așa îți merge mai bine. Puțin sunt cei la care poți să le spui orice chestie mică care te doare și să fii înțeles. Jenny pentru mine este genul ăsta de om. Cu toate că eu cunosc mii de oameni în viața mea, așa, mii de oameni pe care i-aș lua în brațe pentru că sunt alături de mine, nu sunt toți ca Jenny. Încercând să găsim o definiție a prieteniei, de fapt, atât Jenny cât și tu, Rareș, n-ați făcut decât să dați o definiție a unui prieten adevărat. Și un prieten adevărat care știe care sunt defectele, slăbiciunile, temerile. Când l-ai mustrat Jenny ultima dată pe Raul? Pentru vreun gest, pentru vreo vorbă? Alaltă ieri, iau. Care a fost? Înainte să zic că ea nu-i frumos, că trebuie să dai întâietate unei doamne. Ea mă urmărește și la TV și pe Facebook și pe orice. Ea fiind o prezență foarte constantă activă, da, în rețelele sociale, Jenny îmi urmărește fiecare virgulă. Că mă urmărește sau că le vede întâmplător, e acolo pentru mine. Și îmi este drag să-i ascult sfaturile. Și ea, pentru mine, să știi, poate să zică orice, poate să zică oricine, orice, sau ea poate să zică orice, doar că nu va putea spune niciodată că nu am ascultat-o. De multă vreme am simțit nevoia eu pentru toți prietenii mei. Întotdeauna cineva s-a găsit să-mi facă câte un reproș, să-mi zică că te bași prea mult în viețile oamenilor. Altfel n-aș putea. Dacă nu mă bag în viața... Reproși de la cine, Jenny? De la terțe persoane, nu. Diverse. Da, diverse persoane care spuneau că, dom'le, te baci, asta e defectul tău, te baci prea mult în viața omului. Păi stai puțin. După o experiență de viață și profesională, am ajuns într-un punct în care îmi permit să-mi dau cu părerea și despre viață și despre ceea ce se întâmplă profesional. Și dacă eu dețin un secret al unui succes și dacă oamenii vor ca noi să fim proaspeți, frumoși,
să dăm energie. Este o perioadă, se vorbește foarte mult despre aceste energii, care pentru mine nu vin din priză, nu vin din nicio parte decât de la Dumnezeu. Eu l-am simțit în ultimii ani că El a creat foarte mult. Apropierea mea de El s-a datorat și faptului că suntem din provincie, ca și tine, că am muncit de 50 de ori mai mult decât artiștii care au venit aici și au primit totul pe tavă. Și a fost foarte aproape, l-a fost foarte la îndemână să ajungă la o televiziune. Și am făcut mult mai multe eforturi ca să fim pe placul cuiva. Sunt sigură că și El a făcut ca și mine. Faci lucrul ăsta în momentul în care cineva în viața ta apare un om care se pricepe și care spune ajunge. Cum a apărut în viața mea Cosmin Alexandru Man, care într-un spectacol mi-a zis plecați de lângă ea și lăsați-o în pace. Aveam un spectacolul meu făcut special pentru mine, unde el l-a prezentat și mi-a fost alături de fiecare dată. Mi-am dat seama în momentul ăla, pentru prima dată în viața mea, că este cineva căruia îi pasă de mie ca artist. Că este cineva care a investit în mine ca artist. M-am simțit cea mai fericită de pe fața pământului, n-am spus-o niciodată. A zis, plecați de lângă ea și lăsați-o în pace. Lăsați-o? Era în spectacol, lumea toată pe lângă mine, ce vrei, ce faci cu tare? Lăsați-o! Lăsați-o, pentru care aveam 4 recitaluri, noi. Și e foarte important pentru un actor să aibă spațiul lui, să-și este construiască cel starea. Mai important să găsească un om care să investească în el. Care să-i arate că poate. Care, eu sunt un actor ascultător. Același lucru s-a întâmplat cu Rareș. Mă săturasem să văd pe toți care... Deci eu am fost cu Rareș în străinătate, eu știu cât îl iubește lumea. Am fost cu el în Israel de 2 ori, am fost cu el în Germania, am fost cu el în Bruxelles, am fost în Belgia, în Italia de câteva ori. Am fost... Deci eu am văzut cum lumea l-adoră și am zis, nu mai vreau ca toată energia ta, pentru că eu am trecut prin experiența asta, de a fi eu cu toată lumea, mama tuturor. Și lipsită de vlagă într-un de final. De vlagă și nu puteam să mulțumesc pe toată lumea. Eu sunt o persoană discretă, un om discret și de-a lungul vieții mele, cu toate necazurile pe care le-am avut, că nu m-au ocolit nici pe mine, nu sunt un înger, da, nu, chiar nu m-au ocolit, dar nu vreau să fiu un curajos să spun că am făcut fața, le-am ținut piept. Dar tu ești un om curajos, ai dovedit. Da, sunt un om curajos, dar când ai necazuri, asta cu le-am făcut față și am ținut piept, spui după ce suferința aia te trântește de 2-3 ori de câțiva pereți pe care ai. Sunt lucruri despre care eu nu am vorbit la televizor. Nu erau de vorbit, nu erau de spus. Și faptul că ești o persoană publică vine la pachet și cu lucruri pe care ai vrea să le faci și nu poți să le faci. Cu niște așteptări ale celor care te privești și poate necunoscându-ți integral eu, Rareș, povestea. Eu ca Rareș foarte mă pot destăini sau pot să vorbesc lucruri cu foarte puține persoane din viața mea. Jenny este una dintre ele, pentru că la un moment dat cei pe care le-aș putea eu considera prieteni vor asocia necazurile cu Raul, uitând că Raul înainte de orice este Rareș. Și înainte de a fi Rareș, a fi Raul, este și el un om. Adică să nu credeți că, să nu creadă lumea că artiștii, că de obicei există preconcepția asta despre artiști. Bine, artistul cântă, ia bani, pleacă acasă. Ce grijă au ei? Ce treabă au? Artiștii au. Artiștii care îi vedeți la televizor au aceleași povești de viață, uneori chiar mai îngrozitoare decât ale unui om de rând. Eu am pornit foarte de jos. Foarte de jos. Fac parte dintr-o familie cu 4 frați, părinți muncitori. La un moment dat au avut și ei necazuri, părinții mei. Eu am început de la munca de jos efectiv, de la grajd. Deci chiar de la grajd. Și pas cu pas a trebuit să fac multe lucruri.
Nu m-am compromis niciodată, dar a trebuit să fac compromisuri. Cel mai mare compromis pe care l-am făcut cu, în raport cu ceea ce am simțit, a fost tăcerea. Am făcut un compromis să nu vorbesc și să tac. Până la un moment dat când am spus că nu este bine să vorbești doar cu... Nu e oare nedrept, vezi tu, când lumea te vede doar așa, din exterior, da? Da. Luăm artistul, omul care cântă, Raul. Da. Și necunoscând din această spinare a sufletului care își poartă crucea, ca fiecare de altfel, așa cum bine ai zis, nimeni nu este ocolit de necazuri, de trepte, de evoluție sau de pași pe care îi are în evoluția sa. Nu este nedreptoare să faci acest compromis cu tăcerea? Te întreb pe tine, pentru că și eu la rândul de multe ori am tăcut și n-am zis, dar neverbalizând, ținându-le așa tăinuite în suflet, povara aia poate că era de 5 ori mai mare decât... Să știi că m-am măcinat și am avut, chiar din punct de vedere al sănătății, n-am fost un om care să mă dau cu capul de pereți, dar consumul meu interior n-a venit și a trecut. Să nu uităm că eu am făcut două operații pentru păr. Părul ăla n-a căzut singur, de la nimic. În familia mea toată lumea este perfect sănătoasă la păr. Nu e ceva genetic, deci... Eu, dacă nu aveam grijă de aspectul ăsta, rămâne cheleam. Din cauza stresului, din cauza nervilor, din cauza lucrurilor pe care le-aș fi spus și nu le-am putut spune, din cauza lucrurilor pe care știam că pot să le fac, dar nu le-am făcut. Și acum, legătura mea cu Jenny. Jenny a fost un om care n-a așteptat ca eu să spun ceva. Jenny a citit, a văzut. Așa se spune, că prieteniile cele mai... Noi ne-am bucurat de turnee, de viață, de tot ceea ce dă frumos, siropos. Dar ea a văzut. Eu am văzut în că el suferea. Aici voiam să ajung. Mă, băiatule. Cele mai tainice. N-a mai fost Raul și Rareș. Mă, băiatule. Da. Omule, ai tu... înțeles? Și aici gata, e. Se pune punct. Deci, se spune că prieteniile, cum să zic eu, condiționate sau... De suferințe comune sunt cele mai rezistente. Pentru care că sunt și am... suferințele voastre comune? Suferințele noastre comune... Deci femeia de lângă mine, așa, prietena mea, acest om și acest artist, îi tremură picioare înainte să intre pe scenă. Nu contează că e la nuntă, că e la televizor, că are 10 spectatori în față sau 200 sau 2000. E atât de fericită cu ceea ce face, e atât de fericită cu fericirea ălora la care s-a adresat. Eu nu am văzut așa ceva la multe lume. Din contră, am văzut oameni dăruiți de Dumnezeu până la Dumnezeu și înapoi, care aveau atât de multe lucruri de dat și de oferit și era datoria lor să facă lucrul ăsta și o făceau așa, de mântuială, de pomană. Și văd un om care probabil că nu este la nivelul altor oameni pe care le-am cunoscut și nici măcar nu contează. Da, ca notorietate. Dar nu contează nici asta, pentru că oricum te adresezi unui semn de oameni care te plac. Nu contează că sunt un milion de oameni, 500 de mii te plac, 500 de mii nu te plac. Ăia 500 de mii care nu te plac, nu contează atâta timp cât tu te canalizezi pe aia care te plac. Deci oricum aia nu contează. Revin la ea, ca să nu mă îndepărtez de idee. Omul ăsta este dăruit de Dumnezeu. Omul ăsta se bucură de bucuria oamenilor, ca artist și ca om. Ce trăiește din bucuriile făcute celorlalți. Și da, spune. Tu știi că dacă... Tu ești un artist, interpret de muzică populară. De câte ori ai curajul să pui mâna pe telefon și să-ți sun o colegă sau un coleg de breaslă și să-i spui, uite, te-am avut spectacol la Focșani, am avut așa succes și așa de tare m-am bucurat. Ai asemenea prieteni care le poți spune lucrul ăsta? Nu. Nu ai. Eu am. O am pe Jenny. Dar nu sunt foarte uzată. Uite, zici, o ai pe Jenny. Eu nu sun pe nimeni să spun, aha, i-am rupt pe ăia. Că te ascultă lumea, te voi crede. Voi predați astăzi o lecție despre prietenia care există în lumea artistică. Dar eu mă bucur mai de sunt fiecare... astfel de legături, mai dar cunoașteți oameni că omul care a muncit, dar știind de... că omul ăsta... Nu. S-a sacrificat și stă și scrie și învață și înregistrează. Dacă nu are televiziune și ia telefonul, se apucă și vorbește și face și omul ăsta este neobosit. Vrea să facă, are cu ce și vine și răsplata. Mai încet, dați vine, dați vine sigur și sincer. Eu am simțit atât la mine cât și la el când ne întrebai mai devreme ce ne leagă pe amândoi ca și... cu ce ne asemănăm. Suferință, am plecat amândoi din familie, am pornit amândoi din provincie,
numai noi cu visele noastre în buzunar și cu talentul nostru, am muncit pentru familiile noastre, la el sunt 4 fați, noi am fost 3, părinții noștri, oameni simpli, noi am dormit în gări, în autocare, acum în microbuze, până să ne luăm mașini, până să ajungem aici, dar am iubit atât de mult această profesie și oamenii, încât, iarăși, ne întoarcem la ce spunea el mai devreme, încât pentru noi viața asta este prima gură de aer în fiecare zi, este cu gândul la profesie și la oamenii care ne urmăresc. Eu l-am văzut pe el folosit, prea folosit. Și eu fusesem ca și el, numai că eu îl am pe bărbatul meu, pe soțul meu, care este un om minunat și care mi-a zis, alo, ajunge, este prea mult, prea mult. Ești o femeie deșteaptă și la un moment dat se pare că dacă tot o ții încercând să-i ajuți pe toți, dând din tot și neprimind nimic, s-ar putea să se numească și prostie. Și eu nu vreau să trăiesc lângă o femeie proastă. Și atunci am zis, ok, am renunțat. L-am sunat și am spus, bă, băiatule, vreau să faci ceva cu profesia ta de acum încolo și cu viața ta. Gata, pune punct, s-a închis un capitol, tu ești tu. I-am demonstrat că Dumnezeu îl iubește, nu odată, de 10.000 de ori. În momentul în care el a închis o ușă, mi s-au deschis mai multe ferestre. Da. Deci când eu îl vedeam, că l-am văzut în vara asta, colaborând cu Constantin Tănase, el fiind singur pe afiș, pe lângă, ca și invitat, nu e puțin lucru, deloc. Când l-am văzut, chiar foarte onorant. Deci vreau să-ți spun că îmi dădeau lacrimile instantaneu și noi vorbim mereu prin WhatsApp, te-ai trezit, nu te-ai trezit, te-am văzut, nu te-am văzut, vezi că e bine, vezi că acolo, vezi. Și am început niște proiecte ca doi nebuni într-un timp. Deci am sunat-o luna august, că e simplu ce vă spun acum. Și eu știu că luna august ai și fost protagonist, da? Da, am fost știm că ne-am întâlnit. Sigur, pe litoral august, când pe litoral. E în acea perioadă în care așa ne-am întâlnit, cât a fost emisiunea de la mare, Mare Litoral, voi nu știți că eu noaptea nu dormeam. Eu noaptea stăteam și scriam. Eu mi-am propus, pentru că a fost o vară, vara a început pentru mine tumultos, cu dezamăgiri sufletești din partea unor oameni pe care îi cunoșteam de foarte mulți ani, de foarte mulți ani și nici plătit n-aș fi crezut vreodată că oamenii ar fi în stare din nimic, din nimic, să-mi facă vreun rău sau să facă ce au făcut. O să mă întrebați ce și nu o să vă spun, pentru că nu contează, sunt undeva în spate. Dar ceea ce am simțit eu atunci, am simțit că trebuie să mă spăl puțin pe față și pe creier și să fac alte lucruri. Acest om, genii, îmi spune de 5-6 ani. La început mai pe ocolite, mai pe... că ar trebui să încerc să mai fac și ce am început să fac după 6 ani. Nu în sensul că aș fi făcut ceva rău sau că n-ar fi fost bine. Din contră. Un bine poate fi îmbunătățit. Este ca și o dietă. O ții, te menține și pe urmă te obișnuiești cu ea și nu mai slăbești. Așa și aici. Și azi vară, în timp ce făceam această emisiune cu voi, sau voi cu mine, noaptea acolo la mare, tu știi cum era. Și, doamne, și colegii de aici, toată echipa etno, poate mormântală și certifica toată activitatea ta, da, cum cântai tu noaptea de pe, da, balcon. Aveam chiar București, colegi. Da? Deci, să le spun telespectatorilor. Stăteam și scriam și cântam noaptea în balcon, îmi compuneam melodiile, dimineața ei le puneam în genie, uite ce vreau să fac. N-aveam versuri. Când veneau așa, în liniște, nu îi stăteam și... și venea cu la și le cântam. Și dimineața îmi spune un coleg de la Edna, nu știu ce ai făcut azi noapte, cântai în balcon. Zic, vai, te rog, îmi cer scuze, lucrăm la un proiect. Nu, ce ai cântat a fost foarte bine. Nu știu ce ai cântat acolo, dar mi-a rămas în cap linia, fă piesa aia. Uite, și feedback-ul. Și am conceput un album cu un alt sound. Și am trimis
mi-am trimis cu alte ritmuri, mai tineresc, mai frumos, mai exact vesel, mai făcut. Altceva. Cu o echipă de la Chișinău și cu o echipă de aici. Echipa de aici sunt eu și cu Jenny, căreia i-am spus despre tot. Și chiar dacă ai zice că n-are habar Jenny de muzică modernă, te înșeli. Mă suna și îmi zicea, păpușe de fată, vezi că uite, eu am un refren care aș vrea să-l, pe care aș vrea să-l păstrez. Ok. Vezi tu acolo, dacă ți se pare. În momentul în care scriam, și asta nu se întâmpla mâine, asta se întâmpla că în momentul ăla îmi lăsam toată treaba, pentru că inspirația nu vine. Stau așa și mă uit și aștept să vină. Păi băiatul ăsta nu mai termină în veci proiectul dacă o aștept pe ea. Unii oameni au nevoie de un anumit moment ca da, să aibă eu nu inspirație. Am nevoie. Tu nu ai nevoie. Nu. Știu că moment... și mie mi-ai creat două Eu momentul ăla mă las de tot ce fac și mă așez în telefon. Pe telefon le scriam direct. Zic, ia vezi, wow, vai, ești genial, super. No. Și în secunda 2 trimitea cu voce, cu text, la așa, în 3-4 ore, 5, 12 ore, îmi trimitea, uite, mi-a trimis de la Chișinău, ia vezi, ce părere ai? Și au ieșit niște nu lucruri le-am lansat extraordinare. Pe toate. Nu le-am lansat pe toate, așa. Sunt vreo 16 melodii. Am aruncat, în ghilimele spus, am pus pe internet și am cântat la televiziune de câteva ori melodia Diamante. Am vrut o manea, dar o manea altfel. O manea... Cum se poartă acum? Trapanele sau cum se numesc? Așa, dar cu poveste. Cosmetizat. Da. Cosmetizat, dar cu poveste. Și de chef, de petreceri. Da. El este foarte solicitat la evenimentele fericite din viața oamenilor. Da, mai sunt și nefericite în sensul divorților, dar pe noi nu ne-a chemat încă nimeni și oricum nu ne-am duce. Nu mă duc nici de martor acum. Da. Și avea nevoie de acest aer. Și atunci a schimbat singur, a văzut, a știut, i-am zis tot... Și sunt așa de mândră că a reușit să facă niște lucruri extraordinare. Repertoriul de urcat lumea pe pereți, cum ar veni. Și ca mesaj, și ca sound, și așa mai departe. Am acest album și abia aștept să îl pun pe piață. Spuneam de melodia Diamante, n-aveam decât la. Și ideea de Diamante. Și toată povestea că a început o textuală genii. Și aia a fost prima. Și am mai urmat chiar astăzi, o să vă cânt o melodie, pentru că vreau lucrul ăsta, o melodie la care am mare așteptări, se numește Fata care vinde flori. Ce idee? Cum să vii cu o idee de genul ăsta? Fata care vinde flori. Într-o lume în care toată lumea face pact cu comercialul, și textul ăsta face pact cu comercialul, dar îl face într-un fel anume. Prietenii adevărați se numără pe degete? V-ați fi dorit să fiți înconjurați de prieteni sau nu numărul lor contează? Nu numărul lor contează. Noi amândoi ne-am dorit să fie bine, să fim liniștiți. Și așa cum noi suntem structurați și lăsați de acolo de sus, că toate sunt niște date cu care noi venim pe lumea asta și toată viața și toată trecerea noastră prin viață ne, să zicem așa, ne organizează ca oameni, ca suflete, ne organizează. Viața este un lucru, adică o trăim în fiecare zi în funcție de cum o organizăm. Eu nu m-am lăsat niciodată decât, adică m-am lăsat până la un anumit punct, am lăsat viața să mă conducă cum vrea ea. Acum nu. Acum o conduc cum vreau eu. Norocul și-l mai face și omul. Uite, știi ce nu cred eu? Chestia asta pe care o auzim foarte la modă și dintotdeauna, best friend, cel mai bun prieten. Eu nu cred că există best friend, adică un prieten și cineva mai puțin prieten sau insuficient de prieten. Sau... Ești sau nu ești? La fel ca și urarea cu sănătate. Îți doresc multă sănătate. Nu cred în asta. Îți doresc sănătate. Nu corectezi pe nimeni. Sănătatea o ai sau nu ai, la fel ca și prietenia. Nu există prieteni buni și prieteni mai puțin buni. Prieten și punct. Atât. Și mai este un lucru în aceste, adică în această legătură umană, pentru că asta este prietenia, o legătură. O legătură între doi oameni. Un schimb de energie. Un schimb de energie. Pozitivă neapărat în prietenie. Neapărat. În care Dumnezeu este martor la, în fiecare secundă, da? Ca și într-un cuplu. Aveți poate vreun regret, hai să zicem, în ceea ce privește
anumite persoane care v-au dezamăgit și cărora nu le-ați mai dat o șansă. Pot să-ți zic din prietenia pe care are pentru mine, înainte să zic că ea orice ar spune, așa, că ea a fost dezamăgită de aceleași persoane care m-au făcut pe mine să sufăr foarte tare, dar a fost dezamăgită pentru mine. Ceva care v-a sudat și mai mult, poate, nu? Pentru că înțeleg că aveți aceleași criterii de... Deci, pe românești ar fi luat gâtul acelor oameni la care eu cred că nu aveam credere. Fără să mă gândesc. Ar fi la consecințe și la anumite... Prieteni care au stat lângă voi doar ca să primească, poate, din vulnerabilitatea voastră. Nu, oameni care s-au folosit, deci mă refer acum strict la el și la mine, oameni, eu zic așa, vreau să, așa le spunem tuturor celor dragi mie și celor care, cărora eu vreau să le schimb în bine viețile, adică care aveau un pic de talent și învățam cum se îmbrace, să-i mai duc la un dentist, prieten comun cu noi, să le mai frece o măsează, să mai fac așa. Bun. Eu îmi doresc ca tu să fii bine. Greșeala mea este că și a lui, că de multe ori ne băgam în dorințele altora care nu vreau să fie bine, lor le era confortabil. Tu ai și spus că până la un moment al vieții tale, dorința ta supremă era asta, ca toată lumea din jurul tău să fie bine, oriunde identificai o problemă, un diagnostic, ceva, pac, rețeta, venea genii, ca lucrurile să fie în consonanță. În general, am vrea să facă bine, nu o să spun lucrurile, dar spun unor oameni care și-ar dori binele ei, dar poate că nu au curajul să-l ceară sau să... Și ea știe lucrurile astea, știe, face binele ăsta fără să fie cerut. Câteodată e bine, dar s-ar putea să se transforme într-o problemă atunci când din frustrare, că bănuiesc că asta e într-o relație de prietenie, ești atât de sincer și de transparent și atunci accepți o opinie sinceră a celuilalt. Se spune că niciodată nu poți să trăiești în sinceritate decât dacă trăiești fără public, dacă ești complet singur. Asta a durut-o la mine, pentru că ea mi-a spus că am fost folosit și are foarte mare dreptate. Și eu m-am simțit folosit, pentru că atunci după ce dăruiești și faci cu suflet, dacă nu totul, absolut orice și suficient de mult pentru anumiți oameni și acei oameni la un moment dat uită sau îți întorc spatele sau te fac să suferi nerealizând ce ai făcut pentru ei, atunci provoci suferință celorlalți din jurul tău, cum e genii, care văd că ești prost de bun și luată de prost. Nu cred că e ceva mai dureros în viață. Eu îi ziceam lui, zic că tu să nu spui mie. Tu să nu-mi spui mie că nu ți-a fost greu. Că n-ai plâns. Că nu te-a durut. Pentru că ăștia sunt lucruri care dor. Pentru că sunt niște ani mulți. Ați care... plâns împreună, genii? Da, să știi că pe subiectul ăsta eu am plâns și m-a durut foarte tare, pentru că și mie mi s-a întâmplat în viață la fel. În schimb, eu am fost alături de el 100%, mie la mie și întotdeauna, pentru că și în prietenie este ca și într-o căsnicie. Se lucrează la o prietenie în fiecare zi. Se întreține cu ce? Cu respect, cu iubire, cu mesaje. Vasi, n-am vorbit de 5 zile, 7. Ai văzut ce mesaj vă trimit eu? Vă iubesc. Deci asta este înseamnă că floarea prieteniei poate fi udată și de la distanță. Deci, de la distanță, uite, când mi-e dor, nu este zi, eu și pe el îi trimit mesaj și îl întreb. Ești ok? Că n-am primit nimic face de asta, ieri. Ce e mai important, gândul sau cuvântul? Amândouă. Hai să zicem la distanță. Când vorbim, amândouă. Păi sunt legate, fără sunt gând. Sunt legate și nu doar că sunt legate, că îl simți pe omul de lângă tine, orice ar fi. Aici voiam să ajung, că se întâmplă să fii în imposibilitatea de a vorbi cu o anumită persoană, dar având un suflet, păstrând un suflet. Ea nu mi-a spus mie niciodată, dar genii nu mi-a spus mie niciodată ceva urât, un lucru care să mă doară, un lucru care să... Nu, efectiv, nu mi-a făcut niciun rău niciodată. Dacă mi-ar spune ceva vreodată, cred că aș aplica chestia aia că... Las, că poate e supărată, dar și vine, că știu că e un om bun și ține la mine. N-a fost niciodată cazul, dar ni se întâmplă tuturor în viață, dar știi? Dar nu aș putea, nu. Nu face asta, să știi. Nu poți să rănești persoana. Eu, de exemplu, aici e ca în căsnicie, repet, de 1000 de ori vă repet. Dacă eu știu că soțul meu nu-i convine ceva, nu fac lucrul ăla. Dacă eu știu că partenerului meu de scenă, prietenului meu în viață,
nu-i place ceva, să-i vorbesc despre ceva. Nici nu e nevoie să-ți spună, că identifici atunci de la sine. Tac! Decât să-i fac nervi și să înceapă el, dar de ce vorbești așa? Nu. Foarte mult timp din viața mea am încercat să fac orice și tot ce e posibil pentru să-i mulțumesc pe cei din jur. Din jurul tău. Chiar dacă puteam cădea, și ai făcut și tu asta, nu odată, de nenumărate ori, suntem vinovați uneori de sinceritate, vinovați uneori de iubire și nu pentru că o avem, ci pentru că o risipim. Observând o astfel de situație, constați că Dumnezeu e cu tine, că îți selectează El oamenii de lângă tine dacă tu nu ai capacitatea să te detașezi. Poate și de Dumnezeu să știi că îți arată calea. Sunt convinsă. Dar pașii sunt ai tăi. Vreau să mă îndrept un pic către Jenny, către tine, către genul abordat de tine, Jenny. Parodia nu este un lucru ușor și mă gândesc că acest gen al comediei are rol reflexiv, că dincolo de zâmbetul celor din public, poate, avem foarte mult de gândit. Acest gen pe care eu îl ador, tocmai de asta îl ador, pentru că, în primul rând, smulge zâmbete, aduce fericire, dar de multe ori... În spate nu se ascunde o tristețe. Ba da. Se ascunde o tristețe pe care am învățat să o gestionez. Am învățat, tot Dumnezeu m-a învățat, că atunci când ești sigur pe ceea ce faci, eu sunt creația Lui. Eu n-am talentul de la mine, nici de a scrie, nici de a face umor, nici de a face parodii, nu este de la mine, este de la El. Și atâta timp cât eu sunt în... conectate la generatorul divin. Exact, un tramvaiu merge curent, nu are ce să mi se întâmple rău și nefericit, că sunt, adică siguranța mea în această profesie mi-o dă legătura cu divinitatea. Dar mai am slăbiciunile mele. Ca orice om de-al. Când am spus mai devreme, eu nu sunt pusnic. Da, eu vreau, dacă ți-am făcut bine, vreau să, dacă nu mulțumesc, să nu-mi faci rău. Vreau să realizez, vreau să ți-asum. Da, băi, m-a ajutat Raul, m-a ajutat Vasilica, m-a ajutat Cosmin și sunt recunoscătoare toată viața. Da, eu cred în recunoștință. Am și eu tristețile mele. Nu mai am neîmpliniri. Eram neîmplinită până acum 5-6 ani. Nu mă simțeam bine ca în profesia mea. Nu știam, nu avea cine să mă coordoneze. Nu știam unde să mă duc eu cu umorul meu. Nu știam dacă fac bine. Oamenii spuneau de atâția ani că fac foarte bine. La un moment dat, să știți că în 93, 94, 95 mă auzeam la toate balcoanele din România și nu știa nimeni de mine decât de pe casetă. Țiganca Șugubeață. Țiganca Șugubeață. Am fost atunci la TVR, am scos la Electrecord 3 discuri și casete. Dar n-am avut, am avut oameni impresari cu care am colaborat și doar s-au folosit de mine. Dar n-am avut un om, așa cum am spus mai devreme, după 30 de ani de muncă asiduă, singură, să fac numai ce am vrut eu. Cosmin a fost omul care mi-a zis, alo, păi schimbăm acazul, alt fel de umor. Suntem în 2017, în 2016. Deci, în viață, când îți vin oamenii aceștia în cale, ce trebuie să faci? Să-i adori. Să iubești. Nu când un om te ajută să faci un proiect. Când te face important, pentru că asta a făcut el, m-a făcut importantă. El a creat-o pe Jenicea nouă. Că Jenicea veche îmbătrânise. Îmbătrânise umorul ei, îmbătrânise concepția ei despre umor. Și el a venit, m-a tras un pic de păr și a zis, hai să scuturăm un pic, să vedem cum se așează creierașul tău ăla inteligent, că eu am o inteligență nativă. Și atunci mi-a dat siguranță și întâlnirea cu el. Deci în viață contează mult cu cine te întâlnești, cât de mult contează momentul ăla, cât de mult
Îi dai tu importanță. Și cât de conștient ești tu de mine. Asta e. Nu că, vezi, da, ce frumos ne-am întâlnit și ne-am dus și am mâncat și am băut șampani. Și ne-am... Asta e cel mai ușor. Înțelegi? Nu. Contează emoția pe care ți-o creează atunci când vorbești despre prietenie, despre prieteni, fie ei și doar la mână aici. Dar nici n-am nevoie să fie toată lumea prietenă. Îi mai văd așa pe TikTok, pe Facebook. Familie, care familie? Păi care familie? Pentru că eu nu trebuie să-ți dau ție ca familie, marea familie Facebook sau mare familie TikTok sau marea familie din publicul din România. Eu nu pot să-ți dau suferințele mele, eu îți dau bucurie. Eu te aduc pe tine în starea de a fi bine, că ai și tu problemele tale. Ale mele nu trebuie să se vadă, eu sunt la muncă în momentul în care mă întâlnesc cu tine. Și aici revin cu o chestie pe care am apreciat-o la ea. E plină televiziunea și a creat televiziunea din România trendul ăsta ca artistul să vină să spună la televizor și ce nu e de spus. Nu că n-ar fi de spus, dar menirea unui artist, mai ales unui artist de umor sau unui cântăreț, este să vină în fața publicului cu darul de la Dumnezeu, că i-a dat un dar Dumnezeu, să-l transforme în bucurii pentru oameni. Că asta e menirea lui, da? De acord, dar ce spuneai tu mai devreme, Rareș, că te contrazici, ai văzut compromisul acela făcut cu tăcere. Eu cred că tăcerea, cu anumită cumpătare tot trebuie tăcerea făcută în public sau tăcerea făcută cu cei din jurul tău. Eu toată viața mea nu am apărut la televizor. Dincolo de sticlă, tu zici, dar în rândul prietenilor există totuși o mână de oameni care îl cunosc pe Rareș. Există, nu sunt foarte mulți, sunt foarte mulți, dar nu... Păi dovediți că e de ajuns să fie unul ca să poți să ai elan și să îți capeți stabilitate în mersul ăsta. Jenny este din cercul meu de prieteni foarte, foarte apropiat și foarte, foarte mic de oameni pe care îi pot numi prieteni. Există un singur cuvânt, prietenie și un singur înțeles, ca și cu publicul. Fiecare are publicului, bă. Este o aberație. Publicul este unul singur. Din ăsta mare, ăștia se uită acolo, ăștia acolo, ăștia. Nu există, am publicul meu. Dar ce mă, publicul meu e mai tâmpit? E ca și cu publicul meu mă ascultă numai pe mine, ceea ce e greșit. Da. Și adică ce vrei, are public și ce vrei să spui că publicul meu e tâmpit și eu am 80% din publicul meu sunt intelectuali. Punct. Despre ce vorbim? În umor, trebuie să ai simțul umorului ca să rezi. Inteligența. Am o soacră cum nu-i alb, îi cam place ciocolata, dar nu-i dau că e nervoasă și face urât prin casă. Are Facebook și TikTok, n-are astâmpări deloc. Gătește toate cele, dansează după manele. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Am o soacră cam comodă și se îmbracă la modă. Își dă cu ruj rezistent și se face permanent. Socul meu că-i grasă, dacă nu slăbește o lasă. Și ea una tinerea, de-a nebunit soacră mea. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Am o soacră cea mai tare,
hârtie cu ea. Nu mai vrea la techerghiol ca se umple de nămol. Să trăiască-n soacră mea ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Să trăiască-n soacră mea ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. S-au schimbat și soacrele, nu mai sunt ce-au fost odată când era bunica fată. Oricât de moderne sunt, le stau nurorile în gât. Și cu ginerii se neacă, mai rar unul să le placă. Să trăiască-n soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Să trăiască-n soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Aș vrea să te întreb, Rare, și pe tine. Dacă Galileu Galilei ar fi zis în versuri că pământul se învârte, ar fi fost cruțat de inchiziție. Crezi în puterea asta a cuvântului, că tot vorbim de cuvânt, a versului? Fac trecere acum și către o altă olicioară pe care... E frumos și a zis Galilei, dar mai zis și altcineva, și verba altcineva. Volant, scripta manent, știi? Vorbele zboară, ce e scris rămâne. Și ce e scris în suflet și ce e legat sufletește e... dincolo de cuvinte, să știi. Dincolo de cuvinte există întotdeauna niște lucruri, niște trăiri, niște momente, niște legături pe care nu le poți defini. Fac parte din ceea ce numești prietenie. Dacă este cineva pe lumea asta care poate să dea definiția prieteniei, fie n-a avut prieteni, fie n-a fost niciodată prieten. Mai este un lucru referitor la cuvânt. Atenție mare! Cuvântul iese pe gură. Pe acolo iese și sufletul. Cum sufletul nu se mai întoarce, uneori cuvintele dor, ucid, aduc iubire, aduc toate stările noastre. Sunt de cele mai multe ori aduse de cuvinte. Iar tot ceea ce trăiesc eu astăzi, această siguranță a cuvântului, această lumină a cuvântului, mi-a fost dată de oamenii care mă iubesc, de oamenii în mijlocul cărora am fost în această vară și care mi-au arătat iubirea lor nemăsurată. Publicul nu e prost. Oamenii care se uită la televizor știu să discernă. Când apar și ești doar o imagine a ceea ce vrei să fii și nu uiți să mai fii ceea ce ești tu de fapt, nu durează, nu reziști. Că nici tu nu poți. E ca și cum ai minți în fiecare zi, la un moment dat uiți ce ai mințit. Că nu merge, nu merge așa. Cred eu că genii Nicolau, artista, și genii omul, este prietenul în colecție despre simplitate. Aș vrea să vă supun unui test rapid, să demonstrăm celor de acasă că voi, într-adevăr, aveți o prietenie solidă. Am 10 întrebări, fiți atenți. Câte una pentru fiecare pe rând. Să vedem cât de bine se cunosc acești doi prieteni. Pentru cine e. Genii. Ce zodie este Rareș? Capricorn. Capricorn. Rareș, câți prieteni buni apropiați are genii? Până în 5. Da. Bun. Acum aș fi avut o întrebare pe care să-i o adresez lui Genii, că sunt momente în care poți să vorbești cu un prieten mai multe și mai mult decât vorbești cu soțul tău?
Nu sunt chestii personale, poate că sunt chestii legate de magazine, de prețuri, de... Nu în sensul că ai ascunde ceva soțului și ai spune prietenului. Nu. Dacă ar avea nevoie de o sumă mare de bani, ai împrumuta-o? Dacă aș avea suma, da. Dacă nu aș avea, găsim noi pe cineva care să o aibă. Frumos. Jenny, ce calitate apreciezi cel mai mult la Rareș? Rareș este, în primul rând, bunătatea. Este un om extraordinar de bun. Orice ai face, el în momentul ăla își dă telefon în secunda aia la directorul de la aeroport, să face repede un pașaport. Deci el într-o șmandorul ta rezolvat. Eu am reținut aspectul ăsta, o să te sun dacă o să fie nevoie. Da. Care este destinația preferată a lui Jenny? Acasă. Bravo! Jenny, când v-ați certat ultima dată? Singura dată, cu vreo 3-4 ani m-am certat. Nu, au fost 4 ani, au fost 7. 7 ani, da, cam așa. Singură pentru că domnul n-a avut nicio reacție. N-a vorbit cu mine, am suferit ca un câine maidanez. Așa. Rareș, principalul lucru care nu îți place la Jenny este? Păi tocmai ți-am spus mai devreme că nu sunt cu ea și vine vorba de Jenny, nu-mi vine o chestie nasoală în cap. Nu pot să zic că sunt lucruri care nu îmi plac la ea. O fi având, dar nu... Jenny, care este cea mai mare frică a lui Rareș? Care a fost? A fost această treabă cu permisul. Asta l-a măcinat și l-a... Să nu reușești să izbândești din încercarea cu... Da, asta a fost cea mai mare problemă. Care este cel mai prost obicei al lui Rareș? Șișa. Nu știu dacă e un prost. Nu, dar el întotdeauna oriunde ne ducem... Te pedepsesc, că de aici acolo mergem. Vici păcătos. Dacă până astăzi credeam că cele mai rezistente prietenii sunt cele pornite sau născute din copilărie, voi astăzi, aici la Folclorul Sublupă, ați demonstrat că prietenia voastră, de fapt, este foarte rezistentă, știi ce dau din casă? Indestructibilă. Și am să zic așa, nu mai avem atâta timp sub soare, nici trupuri de clepsidră și suntem muritori, nu vindem anii, nu îi primim și doare că la final rămân doar suflete de flori. Așa spune Rareș într-una din poeziile sale. Suflete de flori. M-ai emoționat foarte tare acum. Îți mulțumesc că ai citit din cartea pe care am scris-o de poezie. Tot ce nu ți-am spus, vă recomand și vouă. Acolo găsiți o altă față. Găsiți un Rareș pe care... Găsiți alte cuvinte. Da. Din inima lui Rareș așternute și rămase acolo ca o dovadă a trăirilor. M-a impresionat foarte tare. Vreau să dau din casă înainte să mă emoționez în momentul ăsta, să spun că eu mai și bârfesc cu Jenny, dar nu știe nimeni despre lucrul ăsta și ne mai uităm și la televizor, mai citim și câte o carte, ne mai uităm și pe... Măi, nu se poate ca inclusiv lucrurile care nu ne plac să fie aceleași. Noi nu mai uităm. Și noi în același timp se întâmplă să ne trimitem mesaje cu persoane, cu poze. Apropo, vreau să... Nu crezi că noi luăm pe toată lumea în brațe, nu, Doamne. Pe cine merită. Rareș este și doctorul meu estetician. El îmi transformă multe din poze. El mă îndreaptă fără niciun ban. Și aș vrea să vă spun lucrul pe care l-am învățat eu de la soțul meu. În ciuda aparenței, Emil este un om extrem de complex, un om foarte sofisticat, dar care poate că este nativ, dar nu, știindu-i inteligența, nu. Transformă totul într-o simplitate pe care, de la care eu am învățat. De la simplitatea lui am învățat și eu foarte mult. Adică oamenii nu au nevoie de prea multe cosmetizări ca să putem să intrăm în plăcere sau să intrăm în discuții, în conversații sau să mă duc la un magazin să-mi cu... Nu! Mă îmbrac, mă duc, vorbesc, întind mâna, te iubesc, iartă-mă, îmi pare rău, îmi asum un mesaj. Adică transformăm toate lucrurile astea
grave și... Ca să nu se bată cap în cap, apar la televizor și cânti pentru oameni și în magazin, întorci spatele pe cei în magazin. Nu sunt tot aceiași oameni care probabil te-au admirat cântând? Exact. Despre asta este vorba. Se tratează tot cu simplitate, cu sinceritate. Cred că ăștia suntem noi. O fi bine, o fi rău? Nu știu cum o fi, dar ne trăim viața frumos. Eu sunt acum la jumătatea vieții. Femeia la jumătatea vieții, este ca o felie de cozonac. Așa. Dulce, pufoasă, care cade greu la stomac. E adevărat că uneori am gleznele cam reci. E adevărat că dacă stau într-o dungă, Emil nu prea vede la televizor. Dar am o poftă de viață extraordinară. Parcă niciodată nu l-am simțit pe Dumnezeu mai prezent în inima și în sufletul meu. Niciodată n-am fost mai fericită lângă bărbatul meu, lângă voi, prietenii mei, și lângă publicul meu minunat. Și pentru că Rareș s-a furișat așa din clepsidra poeziei, ca să zic, vreau să te întreb, Jenny, pentru că din nou ai adus zâmbetul și iar s-a luminat, ți-e teamă de bătrânețe? Nu. Simți așa că se strecoară? Nu, pentru că eu am găsit secretul tinereții. Așa. Secretul tinereții este că dacă muncești prea mult, s-ar putea să mor și nu mai apuci bătrânețe. Nu mi-e frică. Soțul meu mi-a promis, el fiind mai mic decât mine cu 8 ani, mi-a promis niște transformări extraordinare. O să mă bage în revizii. Publicul online nu o să știe niciodată dacă îmbătrânește sau nu. Cât am eu telefon, Nu, dar soțul meu pe colaborare inimă cu el peste vreo 10 ani, când eu peste 10 ani am 48 de ani. Mă voi duce cu ei amândoi în Turcia și după ce vom trece prin bazar și mai multe terase ne vom opri și la o clinică. Haideți să vă spun ceva, nu vreau să nu credeți că mă lau degeaba, trebuie să veniți cu mine și o să vezi și tu. Dacă ai zis că în Israel cunosc foarte multe terase, ai să vezi că în Turcia, în Istanbul, toate terasele, te duc pe o stradă, mă știu inclusiv cu nume, am fost de foarte multe ori, n-aveam cum. În pandemie, la un moment dat, eram chiar înainte cu o zi să se închide Turcia. Eram eu pe toată strada. În hotel eram singur. Venisem din America, zic, mă duc în Turcia să mă relaxez, că sunt obosit. Stau o săptămână. Și am găsit o Turcie relaxată. Nu mă uit eu la televizor să văd când e pandemie, ce și cum. Le iau din mers. Am ajuns acolo, era totul pustiu. Doamne, zic, ce mă fac aici? Luasem 5 zile. 5 zile am stat într-un Istanbul pustiu, vai și amar. Și m-am împrietenit cu toți aia de la terase care așteptau clienți. Și stăteam de la 1 la 2 la ăștia, de la 2 la 3 la... Și uite, așa m-am împrietenit cu toată lumea acolo. Și vreau să vă duc împreună. Bătrânețea înseamnă... Este o stare, așa. Bătrânețea. Da. Vine la tine numai dacă îi deschizi ușa. Dacă bate și nu-i deschis... Adevărat ceea ce spui, că am întâlnit oameni tineri care erau foarte întristați și oameni poate mai avansați în vârstă, ca să zic, cu o energie debordantă. Și... Foarte. Deci nu am teamă de nimic. Nu am teamă de nimic. Pentru că sunt sigură că voi avea o viață lungă, că voi iubi lumea în care trăiesc, că voi ierta și că atâta timp cât respir și cât am o familie minunată și prieteni, sunt tânără, veșnic tânără. Până la urmă, să înaintezi în vârstă e chiar un privilegiu, e un noroc. Mulți nu îl au, din păcate, și poate că nu din vina lor. Și zic eu așa că Dumnezeu i-a dat suficient de mult noroc și ei și mie. Și norocul ăsta constă în posibilitatea de a vedea lucrurile exact așa cum sunt, drumurile pe care trebuie să le iei, să fie cele bune. Poate că nu întotdeauna oamenii jurul tău nu sunt cei pe care ți-ai dorit să îi ai, dar asta deja e una din lucrurile cu care trebuie să tratezi în viață. Și zic eu că ne este bine așa cum și suntem. Și e important să identificăm daruri de la Dumnezeu pentru care să găsim recunoștință. Peste 30 de ani este tot aici. Să dea așa Dumnezeu cum? Să venim tot așa. În bastoane, dacă Doamne fi ajută. Cazul, nu contează. Nu în bastoane, ci Doamne ajută să ne revedem și peste foarte, foarte mulți ani cu și până atunci de foarte mult. Cu bastoane să jucăm călușul. Da.
Dar și noi suntem recunoscători pentru binecuvântarea de astăzi, trăită aici. Iată, cu doi oameni minunați, cu Jeni, cu Rareș, și să confirmați și să vă asumați această prietenie despre care credeam că ar putea fi pe cale de dispariție, dar voi sunteți dovada vie adevărului că prietenia încă există. Și pentru că prietenul, timpul n-a fost prieten, dar uite că se comprim atunci când te întâlnești cu oameni dragi, nu se dilată ca atunci când ești trist, ca atunci când ai avut încercări, da, și fiecare dintre noi. Și atunci, pentru că am ajuns la final de emisiune, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru acest dialog din care am convingerea că fiecare ne-am regăsit câte un pic și am avut câte ceva de învățat și poate de schimbat în perspectivă. Contează mult în prietenie un lucru pe care l-ai amintit acum, timpul. E un cadou inestimabil pe care îl faci celor din jurul tău. Și dacă este valorificat. Cu recunoștință, din nou, ca să zic. Și pentru că este final de emisiune, dragi iubiți telespectatori, aici la Folclorul sub lupă, finalul de emisie n-ar putea fi sau n-ar putea să-i aparțină decât lui Rareș, iată, care ne va interpreta o melodie cu textul scris de prietena cea mai bună, Jeni Nicolau. Și înainte de asta, voiam să spun doar că am mai lansat în urmă cu 2 ani un album de folclor, majoritatea melodiilor sunt scrise în totalitate de Jeni Nicolau. Eu am încredere în talentul meu de a scrie versuri, dar am simțit nevoia să am încredere în Jeni și bine am făcut și îți mulțumesc pentru prietenie. Tu să fii convins că Jeni te vede altfel poate decât avem noi curajul să ne vedem așa cum pe sunt. Noi înșine. Și asta e un lucru minunat. Mulțumim. Fata care vinde flori. Fata care vinde flori, așadar cântată, pentru că fiecare avem un cântec al inimii, dar de această dată cântată de Rareș, cu multă prietenie și din partea noastră. Vă lăsăm cu gânduri bune și ne revedem săptămâna care vine. Doamne ajută! Floră rasă, parfumată și frumoasă, vinde flori la colț de stradă, vine lumea să o vadă. Așa ceva n-am mai văzut, de când mama m-a făcut, așa mare frumusețe, bunătate și blândețe. Să-i sărut buzele. Doamna care vinde flori vine dimineața în zori ca să-i cumpăr florile și să-i sărut buzele. Vreau să-mi bată inima pentru florăreasa mea, până în zori să mă iubească, sufletul să mi se făcească. Vreau să-ți cumpăr munți de flori, să miroșa sărbători, ai dulceață, ai splendoare, ești cea mai frumoasă floare. Să-i sărut buzele. Fata care vinde flori vine dimineața în zori ca să-i cumpăr florile și să-i sărut buzele.
exemplu de seriozitate și talent. La 18 ani, Dumnezeu mi-a făcut cea mai mare surpriză a vieții mele. Ce a rămas de acolo, din ulița copilăriei? Dragostea bunicilor mei. Care sunt valorile pentru Constantin Lătărețu? Valorile pentru Constantin Lătărețu sunt alea simple. Cred că am uitat să ne bucurăm de lucrurile simple. La vânătoare nimeni n-are grad. Rugați-vă la bunul Dumnezeu să vă dea atât cât puteți duce voi.